Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Județean, aleșii au aprobat alocarea 400.000 de lei pentru organizarea unor festivități dedicate Zilei Naționale și pentru sărbătorile de iarnă. Președintele Petre Emanuel Neagu a explicat pe ce se vor cheltui acești bani. Este un buget care se aplică și evenimentelor de 1 decembrie. Știți că noi, Consiliul Județean, și prin atribuțiunile care le avem, suntem parteneri cu armata la evenimentele respective. Noi asigurăm anumite lucruri acolo, carburant și așa mai departe. Chiar în acest sens am primit o scrisoare, dacă vreți, noi au ca și o rugăminte din partea prefecturii județului Buzău să ajutăm, dacă, din fonduri proprii, armata ca sărbătorile naționale să se desfășoare în condiții normale. Suma alocată de 4 miliarde de lei vechi este mai mare cu o jumătate de miliard de lei vechi față de cea alocată anul trecut, însă în acest an sunt programate mai multe evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Din luna decembrie încep sărbătorile de iarnă, avem anumite evenimente culturale, să spunem, care nu sunt prevăzute de acum, încă noi le-am discutat de la începutul anului, vor fi tot felul de evenimente culturale, eu știu, la instituțiile noastre, așa cum bine s-a exprimat domnul Florescu, mă refer aici la Muzeul Județean, Teatru George Ciprian, Centrul de Cultură, iar cheltuierile care se fac, eu știu, cu târgul care va avea loc, să spunem, în curtea, în incinta Muzeului Județean și un alt fel de eveniment la galeriile de artă, acele cheltuieli nu putem să spunem că costă 1 leu sau 2 lei, vedem în funcție de negocierile care se vor face cu cei care vor fi, care vor lua parte la aceste evenimente. Mie mi se pare un lucru firesc să facem acest lucru, pentru că și noi, autoritățile, trebuie să facem în așa fel încât oamenii să bucure de aceste sărbători. Nu va fi o șușanea, nu va fi, eu știu, un joc de manele, vor fi acolo meșterii populari, copiii, mai ales cei în nevoie, vor primi anumite daruri din partea, apropo de Moș Crăciun, ca să spunem așa, vor primi anumite daruri, vor fi spectacole și eu cred că vom mai realiza încă un lucru. Actorii de origine buzoiană, cred, avem un proiect într-o fază terminală, să spunem, vor da câteva spectacole pentru buzoieni în acea perioadă. Nu s-a stabilit încă meniul oferit buzoienilor cu ocazia Zilei Naționale, dar și acesta va fi suportat cel mai probabil tot din banii Consiliului Județean.